Bă, băieți, înainte să începem acest episod, vreau să vă spun de site-ul steamaccount.us, un site pe care vă puteți vinde contul de Steam sau puteți să cumpărați alte conturi de Steam sau de CSGO. Aveți aici sus o secțiune de CSGO Market, unde aveți zeci de conturi de CSGO, sau dacă vreți conturi de Steam care au vag pe CSGO dar au alte jocuri super șmechere, puteți intra pe secțiunea de Steam Market și aici puteți să vedeți ce jocuri au fiecare compile, prețul și review-urile utilizatorului. Eu vă recomand să cumpărați de la oameni care au review-uri pozitive, nu știu cum ar fi, băieți, ăștia, uite, ăsta are, de exemplu, un review pozitiv, ăsta negativ, vă recomand să nu cumpărați de el, faceți cum credeți voi. Și aveți și comentarii, adică la fiecare review aveți aici comentarii. Eu vă recomand să vă luați după comentariile astea, trebuie să fiți logați. Eu acum nu sunt logat ca să vă comentariile. Nu uitați, bă băieți, puteți să vă cumpărați sau să vindeți contul de Steam aici. Hai să trecem la episod. Salutare, bă băieți, bine v-am găsit, fraților, la un episod de CS:GO Prime Hacking. De data aceasta jucăm în Silver deoarece sunt solo și da, acest cont, noul meu cont pe care o să joc de acum încolo, aparent este Silver. Încă n-am rank, dar joc la rankuri de Silver, nu mai bine pentru seria de Road to Global, pentru că am început-o din nou, da, bă, băieți, o să încercăm să facem global din Silver. Sper să reușim. Dați și voi acolo, frate, un like, să zicem măcar 1000 de like-uri la acest episod. Dacă mai vreți episoade de genul continuare, aparent avem români la echipa adversă, Alex Budici, dau pentru Vadim și nu o să le zic că sunt eu, pentru că, na, e groasă treaba, dar mă simt așa prost, mă, poate oamenii mă știu de pe YouTube și mă simt prost să le dau urât cu cito, având în vedere că... Na, poate sunt abonați, poate nu, dacă sunt hater cu atât mai bine. Dar da, jucăm cu Unity. Nu uitați, bă băieți, aveți un link în descriere tot timpul. Deci nu mă mai întrebați cu ce cheat-uri joc sau chestii de genul. Joc tot timpul cu unityhex.com. Mă rog, dacă mai fac mici excepții, o să vă zic în videoclip și o să vă las și link în descriere. Și în acest episod o să am multe chestii de discutat cu voi. Ok, în Silver bănuiesc o să fie meci ușor. Mamă, ce one tap i-am dat la Alex Budici. Lăsa să-i dau cuțit, o să-i dau cuțit. I-am dat cuțit. Ok, în acest episod Street Fighter. Băi, ești nebun, nu știam că există achievement de genul. Ok, în acest episod o să discutăm mai multe chestii, cum ar fi, o să vă răspund la o întrebare foarte pusă în comentarii, de ce nu postez în fiecare zi? Bă, băieți, nu m-am plictisit de nou de CSGO hacking, nu e nicio chestie legată de asta, mie chiar îmi place să filmez, chiar îmi face foarte multă plăcere, numai că în ultima vreme, probabil că mulți dintre voi știți sau poate nu știți, ați luat moșul ăsta, ok, poate nu mulți dintre voi știți, dar eu m-am apucat de școala de șoferi, pe motor, dau de A1, am 17 ani, puteam să mai aștept încă un an până la 18 ani, dar nu mai am răbdare, pur și simplu m-am apucat acum, vreau să dau de motor efectiv și da, fac destul de multe chestionare pe zi, merg la ore, învăț, pentru că na, vreau să iau sala și orașul din prima, deoarece n-ar fi frumos să-l pic, mai ales că na, mai am un an până la urmă, până fac 18 ani, deci dacă ar pic, cred că o să ajung până la 18 ani și o să dau orașul la 18 ani, că puteam deja să mă înscriu pentru A2, da, în fine. Și sunt foarte ocupat acum cu chestiile astea și nu neapărat ocupat, mi-e și lene, sincer, sau nu lene, hai să nu zicem lene, oboseală. Și asta ce face? Du-te, mă, de aici, vreau să intru. Și oboseală, pentru că eu filmez numai la ore târzii, uite cum ar fi 4. Deci eu la ora 9 azi am conducere. Deci eu la ora 9 trebuie să fiu în cealalt, ăla Danija Diffuse, coaie, what the fuck. Ok, ăla Danija Diffuse. Deci eu, ok, ăla era în stânga mea. Deci eu trebuie să fiu la ora 9 la ore în cealaltă parte, mă rog, nu e chiar cealaltă parte, dar e oricum distanță vreo 6 km de mers prin oraș, ca să ajung la oră și trebuie să plec pe la 7, cred că, și e 49 minute, Doamne. Deci vedeți și voi la ce ore filmez, după aia o să ajung acolo, o să fiu mor de oboseală, după oraș probabil o să mă culc sau na, o să fac ceva de genul. Și vreau să vă pun două întrebări în acest episod. În primul rând, legate de chestia asta cu motorul, recomandați-mi motoare faine de 120 cm³ ca să... Na, că nu am idei, deci sunt foarte, foarte multe motoare, nu știu să mă decid, nici nu mă pricep, adică nu sunt eu cel mai... Na, știi ce zic, nu mă pricep așa de bine la motoare încât să... Ui, de capul meu, era în stânga jos și m-am speriat de el, futut silverul, mătii. Nici nu... Na... N-am cunoștințele necesare și aș vrea cei care vă pricepeți cât de cât să-mi ziceți motoare de 125 în comentarii, în bugetul de, hai să zic, maxim 1500 de euro, că, na, puii mei, muncește omul cât muncește, dar, eu, am crezut că, ui, de cap, am crezut că, i-am furat AVP-ul, yes, ok, na, deci până în 1500 de euro, un motor de 120 cm³, frate, vă rog frumos să-mi recomandați acolo și hai să trecem la următorul subiect pe acest episod, seria cu cheat-uri free pe CSGO. Văd că foarte mulți dintre voi vreți în continuare să postez CSGO cu hack-uri free, dar pur și simplu nu găsesc cheat-uri free ca lumea, știți ce zic? Și aș vrea în acest episod în comentarii să văd acolo pe lângă comentarii
bateriile cu motorul. Să-mi recomandați, ok, i-am omorât pe amândoi, să-mi recomandați cheat-uri gratis, dar nu neapărat de pe cheater.fan, deci să nu fie neapărat de pe site-ul ăla, coaie, off. Coaie, nu. Așa, să nu fie... Unde-i mă ăsta? A, era pe ăla. Să nu fie neapărat de bine și de pe cheater.fan, dacă știți că merg pe versiunea asta nouă de CSGO, da, puteți. Dar de oriunde, deci orice cheat, Project Infinity am auzit, nu o să fac cu el, nu-i problemă. Deci orice cheat-uri gratis știți, scrieți-mi le vă rog în comentarii ca să știu cu ce să filmez. Și o să reîncepem seria, dacă găsesc un cheat fain care chiar să-mi placă, o să reîncepem seria de CSGO cu cheat-uri free, bă băieți. Și cam atât, cred că cam atât am vrut să vă zic în acest episod. Sper că v-a plăcut și glumesc, mă, nu ne vedem data viitoare. Ce aveți, mă, băieți, sunteți nebun la cap. Hai să-l găsim și noi pe ultimul dimpul. Să le zic oare la ăștia că sunt român? Români? Hai să facem un pic pe bulangii. Doamne, mă, ce o să iasă, ce o să iasă? Ce o să iasă în acest episod? Mama, au răspuns amândoi deodată, da? Am înțeles. Ziceți sal la YouTube. YouTube, spațiu E. N-ai cum, DQ. Ziceți sal la YouTube. Va vedea că-s curios dacă își dau seama. Zic la măta. Urât așa, frate. Urât. Mamă, sta jură că o dați-i săracu e Silver, frate. Zice, eu nu vă înțeleg, serios. Înțeleg, ok, ești suprim, ești global și dai decodați de ea foarte, foarte, adică se joace foarte nasol cu cheat-ul. Bă, da, să fii Silver 3, coaie, Silver 2 și să zici că-s codați, mă. Să zici că-s codați, mă, serios acum, mă. Pepe, dacă erai player bun, deci la cum jucăm noi în meciul ăsta? Deci în meciul ăsta sunt așa chill, nici măcar nu... Cred că și, adică bine, 100% și fără hack aș fi bătut, dar na, ok, asta a fost foarte obvious. Deci, serios acum, să zici că scodați pe CS și tu să ai Silver 2, o chestie super nasoală, e ca și cum ai zice că, nu știu... Oh, ia uite mă, iară dă nici, se ții ninja ori în halul ăsta, mă, și se... Ok, l-a omorât. Ok, unul mort, mai vine unul aici, îl prezic pe ăsta, aoleu. Ok, încă unul mort. Oh, leu, shit! Ah, fuck, m-a omorât ăla. No, mă, ne-a dat dau pentru Vadim, ne-a dat urât. Știi? E foarte, foarte... Nu știu, o chestie așa... Nici nu știu cum să explic, sincer să fiu. Deci o chestie super, super dubioasă. Să zici că-s codați pe CS și tu să fii la Silver, unde nu se găsesc deloc codați în puii mei, adică deloc, deloc. Să vă zic acum, nu știu, cred că doar pe conturi cra... What? Kodiak a abandonat meciul. De ce? LOL? Deci nu știu ce s-a întâmplat aici. Deci nu știu, mi se pare o chestie spergioasă. Spuneți și voi acum dacă n-am dreptate, adică... Sincer, hai că dacă ai fi un rank, hai să zici peste MG2, de acolo încep deja codații ca lumea. Deci încep să dai de codați ca lumea acolo, dar la Silver, mă, frate, serios, te plângi de codați la Silver? Bine, mai dai, uite, mai sunt oameni ca mine care și-au luat un cont nou și contul era Silver și, na, dar hai să fii serios, câți codați găsești la Silver, mă, frate, câți? 1, 2 la 7 meciuri, serios? Aia, na, aia nici nu-i simți. Ok, 1 mort, 2 morți. 3 morți. Nice one, mamă, ce frumos a fost asta. Of, coaie. Doamne, mă omorât, să iau butul repede. Luăm butul, facem un zan, ok. Nu-mi zic că l-omoară. Oh, ok, l-a omorât, nice. Am crezut că moare a meu. Deci, na, mamă, am luat AVP-ul pe but. Nice, nice one. Și nu știu, o să încep oricum, că după ce o să-mi iau motorul, să fac vloguri forță, mai ales că și taică mi-o are un scooter și... Mergem în excursii de astea nebune și probabil o să-mi iau, nu știu, trebuie să-mi iau o cameră nouă. Știți că eu am avut o cameră, când făceam Glovo am avut o cameră. De aia de mi-o puneam pe piept, mi-am luat și un ham de ăla frumos, am zis să fiu o mare pro vlogger cu cameră de 1 milion. Am zis, da, ce pui mei, na, adică să fii serioși. Și când am vrut într-o zi, făcusem al treilea episod de la Glovo, mulți dintre voi nu știți și n-am mai fost publicat niciodată episodul ăla, cred că și acum l-am pe card, dar nu mai fost publicat niciodată episodul ăla, episodul 3 din livrări la Glovo. Fix după ce am venit de la Glovo eram mor de oboseală, a fost o zi grea, făcusem 6 ore, îmi luasem într-o sâmbătă 6 ore la Glovo și am vrut să fac un episod cât câștig din 6 ore de Glovo, dar ghiciți ce, bă, băieți, când am intrat în casă, eram așa obosit, las un pic să-i omor pe ăștia, deci eu chiar nu mă pot concentra dacă, nu mă pot concentra, zvârșit, nu am atenție distributivă. Ok, 2 morți, mai e unul aici, 3 morți. Nu mai am glanțe, nu mai am glanțe, nu mai am glanțe. Ok, el are AVP, de la trebuie să-mi fie frică. Nu trebuie să-mi fie frică, serios. Dai că activăm all-ul aici, bam, 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 bam. A futus copilul că iau AK-ul, frate. Na, i-am omorât pe toți și dăm și defuse la bombă. Ok, fix când am intrat în casă eram super obosit, mă dureau și picioarele. De-abia așteptam să mă pun în pad, nu mai puteam de picioare, de mâini, de nimic. Și... Say hi to...
YouTube, Raul 2K, search. Zim canalul de YouTube, Raul 2K, hai să vedem dacă mă știe. Du-te, bă, du-te, bă, du-te, bă, nu se poate, așa. Hai, hai să, deci tot așa, tot, a, hacker. Ești fac promovare și-o dată Instagram-ul, coaie. Stai, 53K. Așa, și să continuăm povestea. Mamă, coaie. Hai, YouTube, băi, nu cred, m-am dat de... Ce mai fain cu echipieri din lume, să-mi bat picioarele. Ce mai fain, ai videoclipuri doar cu coduri. Bam, one tap, ok, am dat one tap la ăla. Hai să jucăm doar la, doar la one tap luna asta. One tap. One, am zis one tap. One tap. Lol. Nu se poate, bă, băiete, nu se poate. Nu se poate, nu se poate. Mamă, și-au dat kick între ei, nu cred așa ceva. Fără mijloc, și-au dat kick între ei, frate. Și-au dat kick între ei, bă, băieți. Ok, așa, unde rămăsesem la faza cu camera. Intrasem eu după o zi obositoare, frumos în casă, m-am descălțat, eram cu camera la piept. Și am vrut să mă duc la baie să mă spăl pe mâini. Mă duc frumos la baie, mă spăl pe mâini și nu aveam prosop. Și am zis să-mi dau și hamul cu camera jos, repede, puii mei. Când mi-am dat hamul cu camera jos, nu știu de ce am zis că n-am avut prosop, nu știu, eu când explic foarte, nu știu ce legătură avea, ce pula mea de legătură avea prosopul cu faptul că mi-a spart eu camera, în fine. Am vrut să-mi dau hamul ăla cu camera jos și fix când am dat jos, nu știu ce dracu s-a întâmplat la suport, el avea ca un fel de șurub acolo și la nu cred că era înfiletat bine sau nu știu, nici acum n-am găsit explicație cum o reușit să pice camera de acolo. Nu știu dacă știți cum e prinderea de la GoPro, are așa 3 dinți, de aia îi bagi în alți 4 dinți și înfileteze la, nu știu cum s-a întâmplat să nu fie prinsă bine camera acolo și mi-a picat efectiv din ham și vă dați seama, la... Un milion cât am dat pe camera aia, dați seama că n-avea cât de rezistentă să fie și a picat direct cu lentila, mă rog, direct cu partea care filmează în jos, direct cu obiectivul în jos și s-a dus pe Pulențiu, s-a spart, s-a crăpat, era și o sticlă foarte groasă, m-am și tăiat la deget și am zis hai mă că poate mai filmează ceva, era crăpată, poate se mai vede, de unde nu se mai vedea nimic, era imaginea albă, roz, era în toate culorile imaginea, zici că era pe ecran de ăla, știți cum se pune când se întrerupe... Cum se întrerupe emisiunea, știți? E mentenanță, așa, așa, fix cum e la televizor acolo, cum e mentenanță, așa se vedea camera mea și n-am mai avut ce să fac. Am scos filmările de pe ea, am vrut să mă pun să editez, dar am zis, bă, oricum, de ce să mai fac al treilea episod din Glovo dacă nu o să mai fac niciodată episoade din Glovo? Cum mă gândeam că nu o să mai am altă cameră. Și așa a și fost, nu mi-am mai luat altă cameră, dar probabil acum când o să mi-am motor, nu știu... Chiar nu știu cum o să fac, tot cu hamul ăla să filmez, o să îmi iau suport de la, pun camera pe cască, habar nu am, chiar nu știu. Și nu știu cât de bine o să prind, nu știu câți dintre voi vreți chestia asta, oricum eu probabil o să-mi fac canal separat cu chestia asta, pe mine chiar mă pasionează, dar, na. Aoleu, cum mi-a apărut Silver-ul în față, aoleu, uite aici. Mamă, dar cum joacă ăștia, nu dai cu ei, ăla era să mă moare acolo, vă dați seama. N-am luat ăla flash și mă știa în smoke să mor. Ăștia mei nu cred că au hack mane. 9 la 1, nu se poate, mă, băiete, mă, chiar nu se poate așa ceva. Ah, da, by the way, bă, băieți, că am, bine, nu, ce satisfacție e coaie că joci cu ec. Sunt excitat când joc. Nu știu de ce îmi place așa să-i oftic pe oameni, nu știu de ce e așa de toxic, dar în fine așa. Mama, ești un gay în pulă de virgin? Nu e adevărat, nu sunt gay. Nu sunt virgin. Gay, na, discutabil, acum nu se știe. Păi, de ce glume am în mine la ora asta. Alo, mișule. Băi, nu se poate, mă, băiete, mă, ce mă jură ăștia. Așa. Stai, unde rămăsesem? Nu știu, am prost obicei să... Doamne, să schimb subiectul așa și uit unde rămăsesem. Asta mă omoară? Oh, ok, nu m-a omorât. Asta chiar mă omoară? Ok, nu m-a omorât. Înțeleg că ești nervos și parat, dar nici să înjurăm chiar așa. Mă, ce? Sunt excitat când joc. Ah, eu n-am înjurat, mă. Se ceartă ăștia între ei, nu știu, am zis că își dau și kick între ei. Cum ar fi? Da. Mișule! Mișule! Am dat grenada asta prost. Ok, m-a omorât. M-a omorât! M-a omorât Mișu, mă. Nu cred că m-a omorât Mișu, mă. M-a omorât Mișu, mă. Bă, Mișule, mă, ce... Asta o să scriu că ăsta o să fie titlul de episod, mă jur. Bă, Mișule, mă, ce faci, Mișule? Doamne Iisuse. Nu se poate, mă, nu se poate cu Mișua nostru, mă, băieți. Ia să vedem ce face Mișua nostru aici. Mișule, ce ai făcut? Du-te în morții tăi de hacker împuțit. Bă, măcar știu să scriu, măcar știu să scrie corect, băieți, știi? Adică, na.
Da, rămăsesem la faza cu 5M. M-am apucat recent de 5M. Prima dată m-am apucat pe serverele din afară, numai că mi se părea prea plictisitor și am zis, bă, adică chiar pe serverele din afară toată lumea respectă roleplay-ul, știi? Adică, na, se face roleplay ca lumea pe serverele din afară. Bine, nu că eu aș fi un mare jucător de 5M, de roleplay în general, mă rog, am jucat și pe RORP pe SAMP, dar nu făceam roleplay în niciun caz. Nu știu cum am trecut testul ăla, dar în niciun caz nu făceam roleplay, numai roleplay nu era ce făceam. Și am aplicat aceeași tactică și pe... Mamă, Vadime, ți-am spart capul. Tu oricum nu ești, Raul. Vezi, azi la 12, în 6 ore. În 6 ore, da, 6 ore. Unde rămăsesem? Ah, da, cu 5M. Deci, oricum eu nu sunt un jucător de roleplay. Și am zis, hai bă băieți, să intrăm pe Hades, pe serverul lui Epic Shorty de 5M. Pentru că, da, mi se pare, ăsta mi se pare cel mai ok server de roleplay. Măcar acolo sunt cât de cât reguli. Sunt... Na, du-te, editează un clip. Un clip, lasă-te de ce se... Păi trebuie să-l... Stai, să-l filmez mai întâi ca să-l... Mamă, mă enervează tastatura asta, cred că chiar nu mai are baterie. Păi trebuie să-l filmez mai întâi ca să-l... Mamă, mă enervează, pot edita. Așa. Și... am început să fac acolo roleplay, ok, frumos, am jucat cu Skype. Mulți dintre voi probabil îl știți, Sky Legend. Am jucat cu el, am făcut roleplay frumos, am făcut niște bani. Și... n-aveam mașină, frate. Nici n-aveam mașină. Și... m-am gândit eu așa, cu mizișara mea, am văzut acolo la bancă, deci oamenii își lăsau mașinile în parcare la bancă, se duceau frumos și scoteau banii, mă rog, așa se duceau la mașini. Și ce m-am gândit eu? Nu, nu a fost ideea lui Sky, Sky nici nu cred că mai era cu mine când am făcut eu chestia asta. Deci am început cu Sky, dar Sky m-a lăsat pe drum. Ce mă gândeam eu? Bă, frate, oricum ăștia își lasă mașinile aici, unii poate nu și le încuie, că nu toți și le încuie, vă zic sincer, nu știu cine naiba intră pe 5M în bancă și nu și încuie mașina. Și mergeam așa ca boschetarul pe la fiecare ușă și să o de... Opa! Ok. Mergeam ca boschetarul pe la fiecare ușă, încercam fiecare ușă și am găsit o mașină neagră, nu mai știu ce era. Cred că un BMW era sau nu mai știu, ceva de genul, nu mai știu, era una sport. Am găsit-o, am furat-o și mă trezesc peste nici 5 minute. De fapt, acolo în bancă erau doi oameni. Unul care se uita afară probabil la mașină și unul care își scotea banii. Și eu nu m-am gândit că cineva se uită la mine și mă vede ce fac. No, și s-a întâmplat beleaua atunci, bă băieți. Ăla care se uita pe geam la mașină m-a văzut. Eu n-am știut că m-au văzut, pur și simplu m-au văzut, eu am plecat cu mașina și peste fix, cred că nici 5 minute nu trecut, mă trezesc cu amândoi pe mine, s-au băgat așa frontal în mine cu 200 la oră, m-au lăsat fără mașină, adică mi s-a stricat și mașina mea și a lor cu care erau ei și s-au rodat amândoi jos, s-au început să mă înjure așa, bulangiule, ce faci mă, și-au început să mă bată. Și m-a bătut până am murit. Și după vreo 10 minute după ce am stat, nu 10, hai să nu exagerez 10 minute, vreo 5 minute după ce am stat pe jos, a venit unul la mine. Și eu, acum nu sunt un rege, un sfânt al roleplay-ului, m-am gândit să vorbesc așa, să îmi revin din morți. Acum să nu-mi dai bani, Epic Shorty, chiar eu n-am făcut chestiile astea, eu doar le povestesc că chiar nu le-am făcut, mă jur că nu le-am. Dar nici nu știu, cred că știe contul de bani, nu le-am făcut, să știi. Așa. Și încep eu așa să vorbesc din morți. Și se oprește unul așa, pune o frână de aia bruscă și mă... Bine, nu vorbeam, făceam chestii de-alea. Și mă doare burta și chestii de-alea ca să... Na, să rolez cât de cât un pic. Și... Mamă, stai. Aoleo, Mișule. Aoleo, Mișule. Mamă, ce am dat-o la Mișule, deci în jurăturii mei de la Mișu acum. Și până la urmă pune unul frână de aia. Bă, l-au băgat piciorul în frână, trăiți. Iar o pus o frână de aia urâtă. Și... zice, se întoarce așa cu mașarelul. Bă, tu ești Raul 2K? Și după aia am început să vorbesc cu el, n-au chestii și o sunat până la urma salvarea și m-a ajutat, că eu aveam toți banii la mine. Deci, ce om normal, deci aveam 0 lei în bancă, toți banii aveam la mine, mă. Bă, ce, o luat ăsta runda. Deci, bă, o rundă, Mișule, nu știi să numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mamă, ce glume am mine la ora asta, nu se poate așa ceva, mă, deci nu se poate așa ceva. Bă, am crezut că au dat time-out, uai, ce m-am speriat, mă. Bă, nu auzi când pui video, ce, mă? M-a întrebat când pun video, sau? Să te fut în gură cu tot cu hack-ul, mă, ta. Băi, băiete, nu se poate așa ceva, mă. Da, și dacă vreți să jucați 5M alături de mine, adică eu, după ce filmeze, editez, fac thumbnail și postez episodul ăsta, chiar o să mă bag la niște 5M, că, na. E ora 4:25 dimineața, eu la 9 trebuie să fiu la conducere, deci pe la 7 mă trezesc. Dar na, ce să faci?
trebuie să joci un pic de 5M, nu se poate. Oricum nu cred că mă mai culc în seara asta. Na, puii mei. Și du-te mă, eu vreau. Na, bine, du-te, du-te, du-te și iar, du-te, du-te. Du-te mă, du-te, du-te. A, hai că mă duc eu atunci. Hai, gata. A fost bine mă? A fost bine? Băi, ce joacă băieții mei, n-ai cum cu ei. N-o dai cu ei. Și, na, puii mei, dacă vreți să jucați alături de mine pe Hades, puteți să intrați acolo, mă găsiți sub numele de Raul 2K, nu mai să facem totuși roleplay, nu veniți la mine, bă, tu ești Raul 2K? No, nu cum a făcut băiatul ăla, bine, nici eu nu fac nu știu ce roleplay, să ne înțelegem, da, na? Hai să ieșim amândoi pe el. Am tras direct după Molly-ul ăla. Ok, am crezut că eu l-am luat. Good half guiz. Dar veniți așa frumos la mine încet, zici ce faci frate, nu știu, rolăm. Vă prefaceți că nu mă cunoașteți, ok? Și na, putem să ne jucăm împreună acolo. Sau, nu știu, era serverul în anii 98 sau ceva de genul. Deci nu o să aveți cum să ziceți că mă știți de pe YouTube sau de pe altceva. Deci doar că mă știți așa din oraș, că eu sunt mare mafiot, știi? Și na, mama, asta e de tanmil, mă. Bă, măcar scoate-l. Pe ce să-l mai scot, că e 14-1, frate. Și dacă îl scot tot, vă... Na, puii mei. Deci, serios acum, are rost? N-are niciun rost, mă băieți, n-are niciun rost. Chiar că n-are niciun rost. Bă, cred că ăsta a fost cel mai inspirat videoclip al meu, să-mi bat picioarele, n-am mai vorbit, filmez de 20 de minute, nu știu dacă filmez de 20 de minute, n-am mai vorbit, băi, ok, n-am mai vorbit, mamă cum am sărit aici, ce ninja am fost, mamă, dar nu, n-am, un glonț în cap îți da, ok, un glonț în cap ți-am dat, deci, futuzra s-a mântrit să-l sput. Deci ăsta o să fie thumbnail-ul. Cred că o să iau 10 de mesaje pe care le-am primit în acest episod. O să le iau așa din chat, o să le tai frumos și o să le pun în Photoshop, în thumbnail, mă băieți, mă. Deci nu se poate, mă, ăștia. În jurături demne de un thumbnail frumos, mă. Cum veniți, da? Consumeri degeaba, tu-ți cristelnița mătii. Măcar au scris cu 2 de i, mă. N-a fost ca aia de pe Sam, tu-ți cristelnița mătii. O scris cu 2 idei, frumos așa, frate, chiar e frumos. Dar na, ce să faci acum, an? Să mai ieși în jurături când joci cu ecuri. Unii te mai apreciază, unii te mai prind prin Timișoara, te mai bat. Nu s-a întâmplat până acum, dar aștept să se întâmple. Ha, câte amenințări mi-am luat eu, băieți, n-aveți idee, mă. Și dacă ar fi să se întâmple, no, acum doar nu o să mă omoare, până la urmă, nu? Sper, mă, nu o să fie unul să mă omoare doar că joc cu cituri. Vă dați seama să intre unul în pușcărie cu aia că mă omoră pe mine că am jucat cu cituri și să fie numai criminal de ea periculos și să fie unul de 14 ani care mă amenință pe net că mă omoară, să fie acolo în pușcărie și să-l întrebe ăia, băi, pentru ce ai intrat? Că ai 14 ani, pula mea, adică na. Păi frate, l-am omorât pe unul, băga mea și pula în măsa, nu puteam eu să ies din Silver 2, mă futul în gură să-l fuc și l-am prins și l-am omorât pe stradă, băga mea și picioarele în gâtul lui. No, acum ce să faci? Se mai tulești nenorociri de astea. Hai mă, ok, a tras după mine, bam, one tap. Băi, am crezut că nu-i dau one tap. Du-te mă, ce m-am speriat, mă, m-am căcat pe mine, mă. Mai avem nevoie de... Bă, mi-a dat rank, mi-a dat ceva rank. Aveam rank 6. Bă, mi-a dat ceva rank, ești nebun. Mi-a dat bine rank. Bă, fraților, în orice caz, sper că v-a plăcut acest episod de CSGO Prime Hacking. Dacă mai vreți episoadele genul dat, frate, și voi acolo online să facem măcar 1000 de like-uri. Nu uitați, aveți site-ul steamaccounts.us dacă vreți să vă cumpărați conturi de Steam în descriere și noi ne vedem data viitoare. Fracture case, mă, ce e asta, mă?